Fiica Andriesca a reușit să-și lanseze propriul brand de haine, pentru care spune că a muncit foarte mult până să devină realitate. În data de 28 noiembrie a avut loc și evenimentul de lansare, acolo unde au participat o mulțime de nume importante din showbiz, pe lângă surprizele pe care le-a pregătit influencerița. Un lucru neașteptat le-a atras tuturor atenția. Este vorba despre un tomberon roșu, pe care era scris un mesaj: "My ex still missed me, fostului meu încă este dor de mine." De asemenea, acest logo a fost inscripționat pe mai multe tricouri din colecția sa. Nu mai încape îndoială faptul că mulți s-au dus cu gândul la Mario Fresh, fostul său partener de viață. Dat fiind faptul că s-au despărțit recent, aștept momentul acesta de când am pus pe hârtie primele idei pentru acest brand, de când am tipărit pe o foaie albă câteva modele de hanorace și am schițat primele variante de logo, de când am ales dintre sute de materiale, pe acelea pe care mi-ar plăcea mie să le port. Acum a venit momentul și sunt extraordinar de fericită că, după mai bine de un an de muncă, după multe întârzieri și greșeli, după perioade în care m-am blocat și nu știam cum să mai continui, după multe momente în care nu credeam că mai pot duce totul pana la capăt, am reușit, am ajuns, în sfârșit, să creez un brand pe sufletul meu, pe care să-l împărtășesc cu voi. Acum, tot ce pot să mai doresc este să vă placă și vouă. Cu drag și recunoștință, Alexia Margot. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.